Când am citit pentru prima dată expresia din invitația de la conferință, mântuirea este mai aproape, în mintea mea a apărut mai întâi un semn de întrebare în finalul expresiei și un semn al exclamării. Un semn al exclamării pentru că, în mod evident, mântuirea este mai aproape. Intrați în mileniul 3, așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus Hristos și ca biserică, însoțită de Duhul Său, dorim în permanență să vină. Spuneam în biserica noastră, în primul cuvânt, după ora 12 anul acesta, frați și surori, în urmă cu câțiva ani, poate socotească în mileniul 3, vom fi deja în împărăție. Și le ziceam, haideți, imaginați-vă că suntem deja. Să trăim ca și cum ar fi venit în împărăția. Dar pe de altă parte, semnul de întrebare poate să persiste. Adică, noi suntem mai aproape ca și timp, ca și evenimente de venirea Domnului, de instalarea împărăției lui Dumnezeu. Dar ca și stare suntem mai aproape. În pasajul citit, era comparată intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu cu o îmbrăcare în Domnul Iisus Hristos, Cel care este împăratul nostru. Și vreau să vă amintiți de evreii care au ieșit din Egipt și mergeau spre Canaan. La un moment dat erau aproape de țară, dar dintr-o dată în inima lor s-a produs o întoarcere în Egipt și apoi a urmat inevitabil, chiar din partea lui Dumnezeu, o răsturnare a lucrurilor și ei au devenit dintr-o dată mai departe, ba unii dintre ei nemai intrând deloc în țara promisă. De aceea, și potrivit cu ceea ce este scris în Coloseni, capitolul 3, doresc să privim astăzi cât suntem de aproape de starea aceasta de a fi îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos, de a putea fi încadrați în orice moment în împărăția care va să vină. Coloseni 3, începând cu versetul 1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, și aceasta în mod normal se produce odată cu botezul nostru, cu intrarea în biserică, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Însă, situația aceasta și starea aceasta, trăirea aceasta, în Domnul Iisus Hristos, ca viața Lui să se manifeste între noastră, sau, așa cum spune Pavel, să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi, nu se realizează chiar atât de ușor. Pentru că și chiar în pasajul citit, ne este prezentată lupta aceasta, dacă vreți, conflictul acesta spiritual. Scrie aici, în versetul 11, să ne trezim. Dar în același timp, în versetul 14, este scris să nu trezim firea aceasta. Aici scrie în versetul 12 să ne dezbrăcăm de cele pământești, de cele firești și în același timp să ne îmbrăcăm cu cele sfinte. Există lupta aceasta de care suntem conștienți. Noi suntem carne și oase. Și în trupul acesta, odată cu căderea sub păcat, acționează legile păcatului și diavolul exploatează situația aceasta. Dar tot trupul acesta devine templul Duhului Sfânt, tot aici localizează Dumnezeu Duhul Său. Și prin puterea care o desfășoară, prin Evanghelie, prin Duhul lui Dumnezeu care este în biserică, se manifestă conflictul acesta. Activat pe de o parte prin starea noastră carnală de diavolul, iar pe de altă parte de dorința profundă a lui Dumnezeu și de lupta aceasta sfântă, ca să fim transformați și să fim pregătiți pentru că atunci când va veni mântuirea să putem intra în ea. Din acest conflict numit aici, rezultă trei stări.
În epistola lui Iuda, în capitolul 1, versetul 4, sunt precizați o categorie de oameni numiți neevlavioși, care harul acesta divin, lupta aceasta lui Dumnezeu de a-i transforma, o irosesc și o transformă într-o stare de manifestare și de slănțuire a firii pământești. Cred că nu suntem dintre aceștia și nici nu dorim să fim. Există cealaltă parte pozitivă, favorabilă, și anume trăirea în evlavie, pe care eu astăzi nu vreau să o definesc, doar să o exemplific în persoana Domnului Iisus Hristos și citesc din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și tot despre El scrie în Evrei, capitolul 5, versetul 7, că El este o materializare absolută a stării de evlavie. A fost ascultat din pricina evlaviei Lui. Aceasta este starea omului în care mântuirea este foarte aproape. Însă există în 2 Timotei, capitolul 3, și aici vreau să ne oprim puțin, o stare intermediară. Și scrie Apostolul Pavel că în vremurile din urmă, oamenii vor fi, versetul 2, iubitori de sine, versetul 4, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, dar nu fără niciun simțământ de divinitate și fără nicio dorință de biserică, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Așadar, oameni neevlavioși, oameni evlavioși îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos și starea aceasta intermediară, forme de evlavie. Vreau să vă sesizez asupra a două forme de evlavie care le consider cele mai periculoase în vremea noastră. Prima, evlavia învățării. Dacă vezi un om cu Biblia în față, poate dacă este și îmbrăcat într-o costumație bisericească, dintr-o dată trezește un oarecare simțământ de reverență. Dar poate fi doar o formă de evlavie. Și în vremea noastră, când, așa cum profeția Daniel în capitolul 12, cunoștința va crește și oamenii sunt din ce în ce mai inteligenți, crește într-o progresie geometrică, chiar în acest capitol stă scris, de la versetul 6, că sunt printre ei unii care, versetul 7, învață întotdeauna și nu pot să ajungă niciodată la deplina cunoștința adevărului. Se poate un asemenea paradox? Să învețe totdeauna și să nu-și atingă ținta? Citind și în 1 epistola lui Timotei, capitolul 6, în privința învățării, scrie aici, în versetul 4, că unii pot să fie animați profund de dorința de a învăța, ba chiar să aibă o boală a cercetării, însă scrie versetul 3, dacă învățătura este deosebită, dar este, și este una de nuanță creștină, dar nu este sănătoasă și nu duce la evlavie, adică nu produce starea de trăire, de îmbrăcare în Domnul Iisus Hristos, este periculoasă forma aceasta de evlavie. Și cu toate că sunt un om pro-învățare, chiar în viața socială am profesat asta și în plan spiritual, în biserică, îmi place cel mai mult învățătura, totuși uitându-ne de-a lungul istoriei evreilor și a istoriei bisericii, sunt atâtea școli și atâtea seminarii și atâtea cursuri și atâtea cărți și sunt foarte bune și indispensabile, însă vreau să facem distinția între acea formă de evlavie care are doar o parte de învățare
Dar învățătura nu produce evlavie, nu produce trăire. Și în privința aceasta vreau să exemplific doar cu situația din timpul Domnului Iisus. Evreii ajunseseră la o dezvoltare a învățăturii lor. Vechiul Testament, în mod special Tora, era deja comentat în acele cărți, Mișna, și deja trecuseră mai departe și a urmat apoi în istorie, cu alte explicații, Gemara, însă cu toată forma lor de evlavie, de care și oamenii din vremea lor le-au dus în rătăcire, n-au cunoscut că toată Scriptura Vechiului Testament nu arată nimic altceva decât pe Iisus Hristos. Și atunci, cât de mare ar fi paradoxul acum, când Noul Testament îl scoate în evidență și mai puternic, să învățăm și să nu ne dăm seama că Scriptura întreagă vrea să ne-L prezinte pe Iisus Hristos și viața Lui în viața noastră. O a doua formă de evlavie periculoasă, o cred, evlavia lucrărilor carismatice. Și acestea îmi plac și aș putea chiar dovedi că o lucrare, mi-am ales-o chiar rolul darurilor spirituale în creșterea explozivă a bisericii de astăzi, însă spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, de la versetul 21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Iar versetul 22 este mai concret, mulți, nu puțini, îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Se poate una ca aceasta? Să fie lucrări în fața cărora să ne uimim și ei chiar să le nominalizeze că sunt de origine divină și totuși să fie doar o formă pe care Dumnezeu nu o va recunoaște în final? Amintiți-vă de ce scrie Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că în vremea din urmă rătăcirea va fi una pe fond religios, nu pe fond ateist, și scrie acolo despre aceste minuni și semne și puteri mincinoase, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să creadă o lucrare de rătăcire. Și în privința acestor stări de fără de lege, vreau să exemplific cu o situație din Vechiul Testament. În 1 Samuel 3 cu 14, a zis Domnul către Samuel, căci fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită. În ce consta acea fără de lege? Sau în ce ar putea să stea o fără de lege și totuși să se manifeste aceste slujbe, chiar cu o conotație supranaturală? Cred, din viața fiilor lui Eli, în primul rând, că nu cunoșteau cuvântul. Nu cunoșteau pe Domnul. Apoi, luarea cu ușurătate a lucrurilor sfinte. Pentru ei, reglementările referitor la jertfe n-aveau mare valoare. Apoi, chiar mai mult, lăcomia manifestată în câteva domenii în viața lor. Ba chiar mai mult, necurăția. Și din nefericire, uneori asistăm la oameni care propovăduiesc și proclamă puterea lui Dumnezeu, dar cuvântul lipsește. Și a fost chiar în țară la o întrunire care chiar spuneau că acolo nu s-au propus să fie predici, doar rugăciuni pentru bolnavi și minuni. Și mi-amintesc exact ce le-am spus. Pentru cei care se ocupă de lucrarea aceasta, Matei 7, doar realizarea lor nu oferă mântuire. Iar pentru cei care vin să-și primească vindecare sau să vadă o minune, dacă nu este urmată de pocăință, vindecarea celui bolnav din Ioan 5, când l-a întâlnit Domnul, mai apoi a spus, te faci mai bolnav dacă nu te pocăiești. Și am întrebat pe oameni veniți în diferite părți, dacă vom veni în localitățile dumneavoastră, vă vom găsi la biserică? De aceea, cuvântul are prioritate deplină. Și minunile acestea trebuie să fie însoțite de trăirea celor care sunt în cauză. Altfel, nu este altceva decât o formă care înșală oamenii.
Am amintit doar acestea două, pentru că cred că sunt un atac la fundamentul bisericii. Baza bisericii este învățătura și lucrarea prorocilor sau cuvântul și lucrarea Sfântului Duh. Evident, nu sunt separabile. Sau, de asemenea, sunt o lovitură, prima pentru unii care sunt mai greci la minte, mai raționali, și cea de-a doua pentru unii care sunt mai sentimentali, mai iudei, care vor minuni. Evident, formele de evlavie ar putea să continue și în domeniul evanghelismului. Spune doar un gând, amintesc, în 2 Timotei 4, că oamenii mai degrabă vor fi tentați spre istorisiri închipuite decât să rămână o Filadelfia misionară cu puțină putere, dar care păzește cuvântul, scrie în Apocalipsa 3, versetele 8 și 9. Și sesizarea mea pentru dumneavoastră, care vreau să aibă un caracter practic, a doua parte a versetului 5 din 2 Timotei este aceasta. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dar asta scrie în capitolul 3. În capitolul 2 scrie, versetul 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu, chiar dacă diavolul vrea să lovească în temelie, cum ziceam, fiți liniștiți, stă nezguduit. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Deci înainte de a ne depărta noi de cei care au doar o formă de evlavie, să ne depărtăm noi de formele de evlavie, noi înșine. Să ne depărtăm noi înșine de nelejuire. Și mai departe stă scris că fiecare poate să se curățească. Și acum aș vrea să legăm expresia aceasta, depărtează-te, de titlul temei dumneavoastră. Mântuirea este mai aproape. Depinde cum privim problema. Referitor la lucrurile rele, sesizarea este depărtează. Dar referitor la lucrurile bune este apropiete. Și spune Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă inimile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Trebuie să o privim problema din ambele aspecte. Nu putem să spunem doar ne apropiem de Dumnezeu și măsurăm distanța între noi și El, cât suntem de aproape. Să măsurăm distanța și față de păcat, cât suntem de departe. Față de cele rele să fugim și față de cele bune să ne apropiem. Și aici în 2:22 te-a scris, în aceeași idee, fugi de poftele tinereții. Și majoritatea celor din Austria sunt tineri. Fugi și în același timp apropie de cele sfinte. Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, dar ține cont, nu cu oricine, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu. Și mai adaug, întorcându-mă la Romani, capitolul 12, pe aceeași pagină de unde s-a citit, versetul 9. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, de aceea vezi cum te raportezi la cele rele. Respinge-le, fugi de ele. Iar la cele sfinte, urmăriți ce este bine, ba chiar alergați de provoacă Scriptura. Versetul 21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine, Domnul să ne ajute. Dacă noi personali, fiecare pentru el individual, se va apropia de Domnul și se va depărta de cele rele, apoi este valabilă și acea sesizare, depărtează-te de oamenii aceștia. Dar nu oricum. Biblia spune, în Tit 3:10, după întâia și a doua mustrare, nu-i abandonăm, sunt frații noștri. În 2 Tesalonicenii 3:14, chiar dacă scrie să n-ai nicio legătură cu el, să-l privești ca pe un frate, nu pe un vrăjmaș. Și aș vrea să înțelegem depărtarea aceasta de rău și urmărirea binelui. Nu abandonându-i pe alții, nu doar separându-ne, ci spunându-le tuturor, noi ne apropiem de mântuire. Dacă vreți, veniți și voi cu noi. Amin, amin. Dar dacă nu, e involuntar. Sine die, ne vom depărta de voi.
Nu că vrem, dar noi ne îndreptăm spre Dumnezeu și spre împărăția sa. Amintiți-vă exemplul lui Iosafat din Vechiul Testament. Mă uimesc de acest împărat. În domeniul învățăturii a instituționalizat toată țara cu leviți. Nota 10. În domeniul dreptății, judecător peste tot, i-a spus că să fie conștienți că o fac ca înaintea lui Dumnezeu, urmăriți în 2 Cronici de la 17 și la 19. În domeniul activităților, în domeniul militar, în domeniul administrativ în țară, peste tot, nota 10 la Iosafat. Ba încă, dacă vreți, și în domeniul nostru pentecostal. Au venit sute de proroși și au spus, fă așa, și lui nu i s-a aprins becul verde. A zis, nu, să mai vină unul. Și a avut și pe linia aceasta un simțământ al cunoașterii Duhului. Și totuși, Iosafat face o greșeală capitală. Nu se depărtează, ba dimpotrivă, ținând cont că între tatăl său Asaf și înaintașul lui Omri, Baeșa exceptând pe Zimri, a fost o distanță, el se apropie de Ahab. Și știți care sunt urmările? Tot ce a făcut el în țară s-a distrus în generația următoare. Dar poate aceasta sună pentru cei care suntem în slujbă. Pentru dumneavoastră, un model de depărtare vreau să vă aduc, numărul 16. Ca nivel de familie, a zis Moise acolo, depărtați-vă de locuințele lui Datan și Abiram. Și cei ce s-au depărtat n-au pierit odată cu fenomenul acesta, acela când i-a înghițit pământul. Și dacă am amintit acele două exemple negative, vreau acum să vă amintesc din Esra, capitolul 4, versetul 2, o situație care cred că vi se potrivește oarecum. Sunteți alături de alți oameni. Nu putem să facem abstracție de alte organizații. Nu putem să nu înțelegem lumea în care trăim. Dar rețineți ce scriu oamenii de aici, sub înțelegerea și călăuzirea Duhului Dumnezeu, Esra 4:2. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi. Că și noi chemăm ca voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Sarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și nu doar cei din slujbă, și capii de familie le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi, ci noi singuri vom zidi casa Dumnezeului nostru. De aceea, rețineți, eu recapitulez și închei cu câteva versete din 2 Petru capitolul 3. Mântuirea este mai aproape și Dumnezeu după orarul lui o va aduce. Dar noi suntem ca și stare de trăire mai aproape de intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Și ca să fim adevărați oameni evlavioși, haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Și apropiindu-ne de Dumnezeu, vom depista că diavolul atacă biserica cu forme de evlavie ca să ne inducă în eroare. De aceea scrie acolo în 2 Timotei 3:10, Pavel către Timotei, tu ai urmărit îndeaproape și începe învățătura mea. Nu vă opriți să urmăriți îndeaproape doar învățătura cuiva. Urmăriți mai aproape purtarea, urmăriți dragostea, urmăriți viața. Căci ucenicul nu poate să fie mai mare decât învățătorul său. Apoi, ne bucurăm că Dumnezeu lucrează prin diferite manifestări ale Duhului Dumnezeu și însoțește Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt nu este ridicat și este lăsat aici cu biserica și vom pleca deodată la cer, la Dumnezeu. Dar diavolul a dat un atac și aici, va încă vine să cred potrivit cu ceea ce e scris în Noul Testament, că îi va fi lărgită area de acțiune. Căci dacă în vremea lui Ilie n-a avut posibilitatea să coboare foc din cer, în vremea din urmă o are. De aceea, mare atenție să facem distinția între semnele lui Simon și semnele lui Filip, care probudește Evanghelia și aduce bucurie în inimile noastre și mântuire. Și dacă vom fi atenți, asta înseamnă că ne vom depărta de rău și ne vom apropia de bine. Pentru că nu poate exista compatibilitate între adunarea lui Dumnezeu și lumea diavolului, decât într-una din următoarele variante.
orică dispare Dumnezeu din biserică și atunci poate fi compatibilă cu lumea, orică dispare diavolul din lume și atunci lumea poate fi încreștinată pe deplin. Dar Domnul va rămâne ca și cap al bisericii, iar diavolul va rămâne în lume până când îl va scoate Dumnezeu afară și împărăția lumii va trece în mâinile Dumnezeului nostru a Hristosului Său. Și acum, acel cuvânt de care vă spuneam din încheiere, 2 Petru, capitolul 3. De la versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, totul pe pământ este și rămâne vremelnic. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Rămâneți dar cu gândul acesta, evlavia așteptării lui Dumnezeu. Evlavia celor care sunt îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos așteaptă mântuirea să vină. Așteptând și grăbind, că sunt lucruri care țin de Dumnezeu și astea n-am cum să le grăbesc. Cerul noi și pământul nou, nu noi putem să-l fabricăm. Astea doar le așteptăm. Că este scris că Domnul face un cer nou și un pământ nou. Dar sunt lucruri care țin de noi. Grăbim. Cum grăbim? Mântuirea mea aproape. Doar să o așteptăm, pasiv, că Dumnezeu o aduce. Asta o așteptăm să o aducă ca și timp și ca rânduirea tuturor lucrurilor. Dar din partea noastră, versetul 14, de aceea, prea iubiților, așteptând aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace, Doamne, ajută-ne! Amin, amin. Iar dacă, cu durere și cu părere de rău, noi putem smulge pe toți din lumea aceasta, atunci ne vom distanța de ei, căci vrem să ne apropiem de Dumnezeu și scrie mai departe de la versetul 17. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți, că se manifestă o forță de a ne da înapoi, dar noi să acționăm pe cea care ne trage înainte și să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierde tăria. Și salutul meu pentru dumneavoastră, ultimul verset, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Domnul să te binecuvânteze.